Ministru, ați făcut numeroase vizite în străinătate, unde ați luat contact cu reprezentanții comunităților de români din țările respective. Există un numitor comun al problemelor pe care le ridică aceștia? Da. Numitorul comun este, de fapt, legat de politica statului român, politica guvernamentală, care are un punct esențial de direcție, de orientare, și anume continuitatea poporului român, a tradițiilor românești, a limbii române, a culturii române, a istoriei românești și așa mai departe. Deci, numitorul comun al acestor români de pretutinde este apartenența la un neam. Faptul că ei se numesc vlahi, aromâni, rumuni, și au fel de fel de numiri, sunt de fapt, vorbim despre etnonime, care au același sens și care reprezintă diferite ramificații ale poporului român. De altfel, sunt foarte, foarte multe studii în ultimii ani care au fost făcute pe aceste teme și, de exemplu, despre aromâni, există două teorii. O teorie care încearcă să demonstreze că aromânii, ca și limbă, ca și popor, sunt un popor de sine stătător, o limbă de sine stătătoare. Celelalte cercetări, care au mers mult mai departe, demonstrează că originile sunt și fac parte din marele popor român. Sigur că așa, dacă mergem pe în urmă, până la traci, până la romanie, ne dăm seama că, de fapt, o foarte veche teorie pe care am învățat-o și noi la școală, că noi am fost latinizați de Imperiul Roman, începe să se cutremure foarte tare, pentru că s-a constatat și sunt din ce în ce mai multe dovezi care demonstrează acest lucru, că populația dacă, care exista pe acest teritoriu, teritoriu care era mult mai extins, de unde și acești români din afara teritoriului României, populația dacă, din marele popor trac, era o populație care vorbea o limbă cel puțin asemănătoare, dacă nu identică, cu limba latină. Și de altfel, eu mi-am pus o întrebare de când eram la școală. Cum se face? Nimeni n-a știut să-mi răspundă. Și iată studiile actuale încep să-mi dea un răspuns. Eu m-am întrebat profesorul de istorie. Cum se face că după 200 de ani, nici măcar, de prezență romană pe teritoriul Daciei, noi am fi fost latinizați, când în alte teritorii romanii au stat mult mai multe sute de ani și acele popoare nu vorbesc limba latină? Dacă ne uităm pe columna lui Traian, constatăm că nicăieri nu există niciun semn care să explice că romanii nu se puteau înțelege cu dacii. Ei vorbeau aceeași limbă. Bine, erau la granița Imperiului dacii. E mult mai mult decât atât. E mult mai mult decât atât. Și sper ca toate aceste teorii noi, care sunt date la iveală în ultima vreme, pe bază de documente, pe bază de cercetări, să se demonstreze. Da, marele popor dac nu e doar o frază așa că sună bine. Chiar era un mare popor din care noi facem parte. Da, cu excepția acestor vlahi aromâni de care vorbiți, fără îndoială v-ați întâlnit în străinătate și cu românii care au plecat acolo să muncească. Da. Problemele lor care sunt? Ce vă spun există, că se întâlnesc cu dumneavoastră? Săraci. Există două lucruri total diferite. Motiv pentru care în programele pe care le facem noi, le organizăm noi de DRP-ul, începând din acest an, vom face o separare foarte clară între cele două secțiuni, la Diaspora Estival, de exemplu, și anume, există problematica românilor din teritoriile istorice, Ungaria, Serbia, Bulgaria, Macedonia, Albania, Republica Moldova, și există problematica a ceea ce numim noua diasporă, un termen care nu asta reprezintă de fapt, dar, mă rog, să spunem că a fost democratizat și ca să știm despre ce vorbim. Problemele acestei categorii, a noii diaspore, sunt legate în principal de probleme consulare, legate de taxe consulare, legate de locurile de muncă, legate de situația lor care s-a deteriorat în urma crizei. Noi suntem conștienți, la nivel guvernamental, la nivel de MAIE, de importanța acestor oameni care, prin însăși faptul că
trimit foarte mulți bani în țară, atât cât pot fiecare. Toți acești bani sunt importanți, că intră în consum, că intră prin taxe, e mai puțin important. Important este că acești oameni participă la dezvoltarea economică a României, la PIB-ul românesc. Și ce am încercat să le spun întotdeauna este să nu aibă impresia că dacă nu ne întâlnim sau ei nu se întâlnesc cu oficialități din România în fiecare lună, asta înseamnă că ei sunt uitați, nici pomeneală. De altfel, pe problema taxelor, suntem în discuții aici, la Ministerul Afacerilor Externe, pentru a găsi niște soluții care să ducă la o diminuare a taxelor. Sigur că e complicat în momentul în care, să spunem, vom reuși și vom diminua taxele, anumite taxe consulare. Automat, acei bani care nu vor mai veni în consulate, nu vor mai intra la bugetul de stat. În momentul în care luăm dintr-o parte, trebuie să îi punem la loc din altă parte. Ce încercăm noi să facem aici, la nivel de MAE, este să găsim acele soluții care să nu caroteze bugetul de stat și care să poată să nu dezechilibreze bugetul la nivel național. Sunt convins că vom găsi. Sunt subiecte care au fost deja dezbătute. Ori acum este o preocupare reală a Guvernului României pentru a găsi soluții concrete. Eu de fiecare dată când mă duc în aceste comunități, mă întrebai ce îmi spun primul lucru. Primul lucru îmi spun, dumneavoastră acum ați venit nou, ce ne promiteți? Pentru că oamenii s-au învățat să aibă promisiuni. Pentru că de ani de zile se fac promisiuni. Și de ani de zile, foarte puține promisiuni sunt respectate. E lucru cel mai ușor de făcut și cel mai ușor de uitat. Promisiune. Și răspunsul meu, care îi blochează în primul moment, este, eu nu vă promit nimic. Și, sigur, eu fiind actor, mă joc și eu cu ceea ce știu mai bine. Cu cuvintele. Cu pauzele. Și în momentul în care cineva te întreabă ce ne promiteți și tu, ministru, răspuns, nu vă promit nimic, e un moment de liniște. După care, explic. Îi lasă, ca la teatru, să audă replica, să poată să o rumege și după aia vine răspunsul. Zic, nu vă promit nimic pentru că eu nu promit decât ceea ce știu că pot să realizez. Și eu nu promit decât că voi face tot ce îmi stă în putință ca să rezolv problemele pe care mi le veți spune. Pentru că abia din acest moment încep să se deschidă și să spună care sunt problemele. Și problemele sunt legate, de exemplu, de repatrierea decedaților. Sunt foarte complexe. Eu le-am spus-o și lor, vă spun și vouă, nu am niciun fel de teamă de adevăr. Consider că a spune adevărul este mult mai important decât a încerca să îl îmbrăcăm într-o folie colorată. Pentru că atunci când ne trezim în fața realității, promisiunea, dacă nu poate fi satisfăcută și nu există un răspuns real, concret, e mult mai grav decât să spui un adevăr. Da, sigur, cum spunea și premierul României, a spune adevărul implică un risc. Să pierdem niște voturi. Dar noi nu pentru voturi lucrăm. Noi lucrăm pentru acest popor care are nevoie de foarte, foarte multe lucruri. Zona mea, românii din străinătate. Deci, atâta vreme cât eu le spun, noi putem să facem de aici până aici. De aici până aici nu putem. Pentru ei impactul este mult mai bun, pentru că își dau seama, domnule, uite, oamenii ăștia, în sfârșit, nu ne mai promit ca să obțină votul sau altceva. Ne spun ce pot să fac. A, că încercăm să facem cât mai mult, da. Dar de putut putem, atât. Trebuie să fim realiști. Și de aceea lucrez la acest proiect concret legat de taxele consulare. Am înțeles. Criza economică, spuneați și dumneavoastră, a lovit puternic Europa în anii trecuți, în special și Italia și Spania, unde avem comunități românești puternice, numeroase. Da. Aveți o statistică referitoare la numărul românilor care s-au întors în țară ca o consecință a acestei crize? Nu, din păcate nu putem să avem asemenea tip de statistici pentru că, contrar unora care folosesc în mod greșit termenul migrație, acest termen nu se mai aplică în Europa. În Europa nu există migrație decât din afara Europei. În interior este vorba de liberă circulație. Această liberă circulație nu ne permite să putem contabiliza cine pleacă și cine vine. Pentru că niciun cetățean român nu este obligat să se declare la o ambasadă a României undeva în altă țară. Nu este obligat. Dar să stabilească rezidența într-un stat e obligat să-și facă acte, să lucreze acolo. E adevărat. Nu toate țările, respectiv Italia, Spania, cele două țări în care sunt cele mai mari comunități românești din ultimii ani, nu toate țările utilizează, de exemplu, ca în Austria, un sistem de înregistrare centralizat pentru cetățenii
altor state europene care vin și lucrează. De exemplu, în Austria, sistemul este foarte, foarte precis. Orice cetățean european care lucrează într-o societate privată sau de stat în Austria, va fi automat înregistrat și există o bază de date. Dar, în general, e foarte greu să avem această situație. De altfel, numărul celor care s-au întors nu este atât de mare, pentru că, de multe ori, acești oameni și-au creat acolo o viață, în perioada aceea bună, în care economia era înfloritoare, în care chiar dacă s-au dus să lucreze în IT sau să lucreze în agricultură, deschiderea era extrem de pozitivă. Oamenii ăștia și-au făcut împrumuturi, și-au luat case acolo, de multe ori au renunțat la tot ce aveau în țară, gândindu-se că drumul lor este numai acolo. Noi ce încercăm să le explicăm este că oricât de bine sau de rău le-ar fi, e versul ăla vechi, fie pâinea cât de rea, tot mai bună în țara mea. Nu au niciun motiv să se îndepărteze și să întoarcă spatele României. Nu au niciun motiv să nu aibă mândria de a fi român. Nu au niciun motiv să creadă că România i-a abandonat sau România nu mai este interesată de soarta lor. Dimpotrivă. Și aici este un alt plan de măsuri la care lucrăm în colaborare cu Ministerul Muncii, cu Ministerul Finanțelor, pentru a găsi acele soluții care să nu fie discriminatorii pentru românii din România, acele soluții prin care acești oameni care nu mai au de lucru în străinătate să poată să revină în țară și să poată să își găsească un loc de muncă. Avem în România un număr foarte, foarte mare de locuri de muncă neocupate. Pare paradoxal. Într-o perioadă de criză sunt foarte de ordinul zecilor de mii. Problema majoră la care, de exemplu, doamna ministră... Diferența e la salariu. Da, dar nu e neapărat argumentul cel mai important. Și am să vă spun și de ce. De altfel, doamna ministru Aurelia Cristea a lucrat și a pus la punct, împreună cu alți colaboratori și cu cei de la muncă, o platformă, se numește InfoKiosk, care va fi funcțională abia de la anul, dar care este un punct esențial pentru românii din străinătate, din diasporă. De ce? Am constatat că de foarte multe ori acești români ori nu au acces la informații, ori nu știu unde să se informeze, și atunci sunt puși în fața unor situații delicate în care nu li se respectă drepturile. Orice cetățean european, am spus-o și am să o repet la infinit, cu riscul de a mă repeta și de a enerva, are drepturi și obligații egale. Nu există europeni mai europeni sau mai buni decât ceilalți. Suntem toți în aceeași familie. Avem aceleași drepturi și aceleași obligații. Deci e un lucru foarte clar. Acești români, mulți dintre ei și pentru că nivelul de studii, nivelul educațional nu este foarte ridicat. Nu știu unde să se ducă. Și există, din păcate, peste tot, oameni care profită de ignoranță, care profită de necunoaștere. Ori aceste platforme, aceste infochioșcuri, sunt deja un pas foarte important. Există deja numere verzi instaurate de Ministerul Afacerilor Externe. Există site-uri pe care se poate intra, dar nu toți știu că există aceste lucruri. Informația este o mare problemă și nu circulă suficient de bine. Aceste infochioșcuri vor ajuta la circulația informației. Eu, de fiecare dată când mă duc și mă întâlnesc cu ei, le vorbesc despre aceste lucruri și îi îndemn de fiecare dată să se întoarcă și să se orienteze către consulate. Sunt singurii care îi pot ajuta și care le pot explica și există juriști, există oameni care le pot explica care le sunt drepturile. Și când ar urma să fie implementat acest sistem de InfoKiosk? InfoKiosk în 2015 va fi funcțional. Pe lângă consulate sau... Nu știu exact dacă ele vor fi în cadrul consulatelor sau vor fi sisteme total independente, dar în legătură cu consulatele, însă în aceste infochioșcuri, orice cetățean va putea să obțină orice fel de informații și de ajutor și de susținere și de sfătuire pe probleme specifice, juridice, de drept al muncii, de securitate socială și așa mai departe. O altă problemă pe care o au românii, dar aici este vina lor și eu le-o spun... fără niciun fel de jenă, da, nu putem tot timpul să cerem sau să facem ceva ce este ilegal, cum e munca la negru, și după aceea, când avem o problemă, să avem pretenții la statul român. Nu se poate. Oamenii trebuie să se și responsabilizeze. Nu putem, la infinit, să cerem. De fiecare dată parafrazez fraza lui Kennedy, John Kennedy, președintele, când a spus
înainte să întrebați ce poate face America pentru voi, gândiți-vă la ceea ce puteți face voi pentru, întrebați-vă ce puteți face voi pentru America. E suficient să înlocuim America cu România. Și avem exact întrebarea și răspunsul clar care ar trebui dat. Deci oamenii trebuie să se responsabilizeze, să înțeleagă că, de exemplu, o asigurare de deces, o asigurare de pierderea locului de muncă, care nu costă atât de mult. Sunt asigurări care costă, cred, 20 de, o asigurare minimă, 20 de euro. 20 de euro te pot salva de la situații extrem de complicate. În momentul în care tu, cetățean, accepți să muncești la negru pentru că ai impresia că vei păcăli pe cineva și că vei câștiga mai mulți bani, trebuie să accepți și riscurile. Și anume, că dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, ești total neprotejat. Și au fost cazuri foarte grave cu oameni sechestrați, oameni care s-au luat actele. În Spania au fost niște cazuri în care oficialitățile spaniole, Guardia Civil, au intrat în mod ilegal pe, în spații private unde erau români sechestrați, care nu aveau niciun fel de contact cu exteriorul și i-au scos de acolo. Deci au făcut o ilegalitate ca să îi ajute pe acești oameni. Sigur că asta nu poate fi generalizat și nici nu poate să constituie un exemplu. Exemplul este cel pozitiv întotdeauna. Eu sunt adeptul exemplului pozitiv. Da, pe de altă parte, statul român este obligat să intervină, fiind vorba de cetățeni români. Știu că se fac... Și o face. Exact. Dar, adică... dar e foarte simplu. Cum să intervină statul român atunci când niște cetățeni români sunt, cum e cazul acestor oameni care au fost salvați, dar au fost alții care, despre care poate nici nu se știe, care sunt în interiorul unui spațiu privat la care nimeni nu are acces. Ce să facă statul român? Nu putem, nu există niciun fel de metodă. Problema este exact ca și discursurile xenofobe care am văzut ce efecte au avut în lume. Problema este nu să protestăm și să încercăm să rezolvăm după ce s-a întâmplat. Problema este să încercăm să găsim soluțiile înainte, să evităm ca ceva să se întâmple. Da. Ori statul român face tot ce îi stă în putință și din punct de vedere legal, pentru că nu putem să încălcăm noi legea, noi care cerem ca legea să fie respectată. Plecând de la această idee, trebuie să admitem că românii nu se bucură de o imagine prea bună în ochii unui segment important din populația din Occident. Să fie vina unor conaționale ai noștri sau consecința unor discursuri xenofobe, de care amintea și dumneavoastră, populiste, promovate de anumiți politicieni locali? Eu aș nuanța puțin această idee. În primul rând, și e bine să se știe foarte clar, în primul rând, România și românii, în marea majoritate a cazurilor, se bucură de o foarte bună imagine. Pentru că în timp, în marea majoritate, în timp, lucrurile s-au lămurit și pentru cei din țările în care acești români sunt. Nu există pădure fără uscături. Evident, cum spunea Caragiale, avem și noi faliții noștri. Evident că avem și noi, acei români, că sunt de etnie romă, țigană, că sunt orice altceva, nu sunt toți doritori de a face parte într-un sistem legal și un sistem social care funcționează peste tot. Mulți dintre acești oameni, da, încalcă legea, dar nu este o specificitate românească. În toate țările din lume sunt oameni, există o categorie de oameni care încalcă legea. Asta este. De aceea există poliție, de aceea există justiție, ca cei care încalcă legea să fie pedepsiți. Noi nu susținem niciodată un cetățean român care a încălcat legea. Sigur că și în situația în care este demonstrat ca fiind un infractor, nu va fi abandonat, pentru că rămâne un cetățean român. Va fi asistat pe toate căile din punct de vedere juridic. Dar noi nu încercăm să explicăm celor în mijlocul cărora acești români locuiesc că acel român care a greșit, e normal să fi greșit, nu încercăm să justificăm. Ce s-a întâmplat în Franța, de exemplu, cu acel român de origine țigan, rom, folosesc ambii termeni ca să nu fie discuții, pentru că cunoaștem teoriile pe acest subiect, ei spun țigan, ca să fim lămuriți, provin acest lucru poate să provină, nu știm încă, ancheta va hotărâ, dar poate să provină și de la acest discurs xenofob, acest discurs politicard folosit de anumiți politicieni
pentru a justifica incapacitatea statului lor, și nu mă refer la un stat anume, în general, incapacitatea statului lor de a rezolva problemele din interior. Ori cel mai simplu este atunci când nu ai soluții din interior, să arăți cu degetul către cei din exterior, care ei sunt cauza. Și sunt foarte mulți oameni care cred. De aceea, și este o altă sarcină a mea ca ministru al Românilor de Pretutindeni și este o direcție guvernamentală foarte clară, de aceea preocuparea mea este și imaginea României, imaginea românilor. Eu sunt adeptul jumătății pline a paharului și întotdeauna voi vorbi și voi susține și voi aplauda acei români frumoși și adevărați care fac cinste acestei țări. Și sunt foarte mulți în Spania, în Italia. M-am întâlnit cu oficialități locale care, dincolo de interesul electoral pe care îl au la românii prezenți acolo, pentru că românii ca cetățeni europeni pot vota la alegerile locale. Deci, dincolo de acest aspect, îmi spuneau, sigur că plecând de la o glumă, eu întrebându-i ce v-ați face dacă toți românii din Spania ar pleca acasă. Probabil că PIB-ul Spaniei ar scădea în mod consistent. Sigur că plecând de la această glumă, dar care are un miez de adevăr foarte serios. E cea mai serios, mare minoritate, practic, da, din Spania. Din Spania și alternează cu marocanii, cred. Da, dar sunt cred că ai noștri sunt mai mulți. Da, da. Sunt mai mulți, da. Da, deci dincolo de acest lucru, ei îmi spuneau, da, românii sunt foarte importanți, românii sunt foarte bine integrați. A, sigur, sunt cei care nu respectă, cei care intră în închisoare. Sunt și români, sunt și spanioli, sunt și marocani, sunt și polonezi, sunt și bulgari, de toate felurile. Revenind la cazul tânărului rom, pentru că spuneați că v-ați implicat foarte mult, care este situația acum? Situația este, din punct de vedere medical, se ameliorează pe zi ce trece. Am primit chiar ieri o informație, pentru că eu sunt în permanență în contact atât cu spitalul La Riboisière, unde chiar m-am împrietenit cu șeful serviciului de reanimare, profesorul Payan. Și deci primesc informații atât din punct de vedere medical, cât și din punct de vedere al evoluției anchetei. Din punct de vedere medical, băiatul a deschis ochii, își poate mișca picioarele, încă nu se poate spune care vor fi efectele ulterioare ale acestei agresiuni și ale stării de comă în care s-a aflat. Știința nu ne permite încă să știm acum, vom vedea, dar deja evoluția este din fericire bună și teoretic nu mai este drum de întoarcere, adică acest lucru nu va putea decât să evolueze. Teoretic, sigur că medicina este o știință ce pare exactă, dar știm încă foarte puține. Din punct de vedere juridic, pentru că m-am întâlnit și am discutat cu directorul general al Poliției Judiciare din Departamentul 93, am discutat cu procurarea generală din departamentul respectiv, care a ținut să telefoneze, să discute cu mine, tocmai ca să mă asigure că ei fac tot ce le stă în putință pentru ca acești vinovați să fie prinși și deferiți justiției. Acuzația care li se aduce este foarte gravă, este de tentativă de omor și sechestrare, ori pentru aceste acuzații, în Franța, pedeapsa poate să meargă până la perpetuitate. Deci este extrem de grav pentru cei care au făcut această agresiune. Sigur că discursurile anumitor aleși locali care încearcă să spună că oamenii sunt excedați de furturi, de degradări, de bunuri, devin o justificare pentru acest tip de indivizi antisociali care au reacționat așa cum au reacționat față de acest tânăr țigan român. Aici este problema. Condamnarea unanimă la nivelul cel mai înalt al Franței, pe care o salutăm și pentru care le mulțumim, este extrem de important. Dar și mai important este să prevenim și să eliminăm aceste discursuri xenofobe care sunt întotdeauna doar cu scop electoral sau, cum spuneam, pentru a justifica o incapacitate de a găsi soluții. De altfel, cu tremurul politic care a avut loc după alegerile europarlamentare, cred că le-a dat de gândit multora. Din fericire pentru noi, oamenii de bine, democrații adevărați din această Europa, de altfel în România, nu s-a întâmplat acest lucru și suntem foarte mândri de asta. Adică, iată că noi suntem o țară stabilă și din punct de vedere politic, și din punct de vedere economic, și din punct de vedere militar, suntem o țară în care e bine să locuiești, e bine să trăiești și e bine să investești. Și asta trebuie să se audă, să se știe.
Să revenim un pic la minoritățile istorice de care vorbeam la început. Ce măsuri aveți în vedere pentru protejarea unor minorități istorice aflate aproape pe cale de dispariție în zona Balcanilor, precum Megleno românii sau Istro-românii? Da, principala preocupare este să le explicăm atât lor, care nici ei poate că nu știu cât de important este să-și declare apartenența la poporul român, apartenența la limba română. Deci deja, apropo de responsabilizare, același lucru s-a întâmplat și l-am spus și în Serbia, când am fost în Valea Timocului, în Voivodina. Sigur că acești români, acești cetățeni ai țărilor respective de origine română, sunt acolo de foarte mulți ani. Și există această tendință de a fi asimilați. Noi, prin proiectele pe care le susținem, dar sigur, ca să putem susține un proiect, trebuie ca proiectul acela să apară și să fie cerut. Nu putem să ne ducem noi peste ei și să le spunem, știți, noi vrem să vă ajutăm ca să existați, ca să vă declarați ca fiind aparținând a etnici români, de origine română. Trebuie să o facă ei. Noi, pentru cei care prezintă proiecte la Departamentul Românilor de Pretutindeni, există o grilă foarte precisă, există o transparență totală, cel puțin începând de anul acesta, în care se știe de ce, pe ce criterii se analizează, care sunt punctajele și așa mai departe. Suntem acuzați că nu suntem suficient de transparenți. N-am fost niciodată mai transparenți. Dar mă rog, nu putem mulțumi pe toată lumea, asta este. Nici într-un sens, nici într-altul. Preocuparea noastră principală este continuitatea. Continuitatea poporului, a culturii, a limbii, a educației și, deci lucrul cel mai important, este educația, este școala. Și preocuparea este pentru ca acești copii să poată avea acces la limba română prin școală în limba română. Se finanțează școli de duminică. Am să vă dau chiar date concrete. Ce facem noi? Noi, DRP-ul. De fapt, formula corectă este, dar e foarte lungă, de aia spunem DRP, este DPRRP, adică Direcția pentru Românii, Direcția pentru Românii de Pretutindeni, responsabil. E o chestie complicată. DRP, Direcția Românilor de Pretutindeni. Deci, este vorba de prezervarea comunităților dialectale de români, care sunt toți aceștia, megleno-români, istro-români, a-români și așa mai departe. În strânsă colaborare cu misiunile României în Albania, Croația și Macedonia. Apropo de a-români, țin să precizez că locul în care aceștia sunt cel mai bine primiți și protejați este Macedonia. Este o țară mică, o țară care are o populație de 2 milioane de locuitori. Și din această populație sunt, cred, teoretic, 100 și ceva de mii, deci mult de aromâni. Acolo au reprezentanți politici, participă la conducerea politică a țării, deci este locul în care, într-adevăr, aromânii sunt cel mai bine protejați. În protejarea acestor comunități, sigur că noi nu suntem singuri, suntem alături de Ministerul Culturii și de toate celelalte instituții, cum ar fi, de exemplu, Institutul de Etnografie și Folclor Constantin Brăiloiu, pentru a participa împreună și a ajuta, așa cum putem și cât putem, la prezervarea limbii române și la continuitatea românească. În mod concret, că de-aia am luat această listă, pentru megleno-români, DRP-ul a sprijinit în 2013 tipărirea și distribuirea atlasului lingvistic al dialectului megloromân, volumul 2. Foarte important, pentru că acești oameni să știe, până la urmă, de unde vin. Nu vorbeam de informație. Informație e lucrul cel mai important. Această lucrare a fost reprezentată de profesorul Petar Atanasov de la Universitatea din Skopje, din Macedonia. Proiectul a fost înaintat de editura Academiei Române și s-a concretizat în tipărirea 200 de exemplare. Susținerea financiară a fost de 12.000 de lei din partea noastră. Despre istro-români, tot Direcția Românilor de Pretutindeni are în vedere posibilitatea acordării unui sprijin pentru comunitatea istro-română din Susnevica, așa se numește. În vederea efectuării unor lucrări de reabilitare la școala din comunitate. Pentru că, până la urmă, revenim tot aici. Dacă în Timoc problema școlii este delicată pentru că autoritățile locale, nerespectând convențiile între statul stârb și statul român, o să discutăm și despre asta imediat. Bun, ok, revenim acolo. Deci, ca să revin la istro-români, se lucrează la reabilitarea acestei școli din comunitatea respectivă. Și autoritățile croate au semnalat disponibilitatea sprijinirii acestui proiect, care va începe în 2015. Deci, vorbim de lucruri concrete. Așa, povești și legende sunt multe. A românii.
din Albania. Au fost sprijiniți în mod constant de Direcția Românilor de Pretutindeni în ultimii ani. Anul acesta, asociațiile a românilor din Albania au fost sprijinite cu aproximativ 170.000 de lei. Sunt bani. Noi avem un buget foarte mic. Noi avem 10 milioane de lei cu totul. La această sumă se mai adaugă proiecte propuse din România pentru a românii din Albania. Și printre aceste proiecte, de fapt, când facem proiecte, ceea ce încerc și eu să le explic celor, asociațiilor care fac proiecte, trebuie să ne gândim la implementarea proiectului, la eficacitatea proiectului și la faptul că în urma proiectului implementat să rămână ceva, ca să existe o continuitate și în acest lucru. Și aceste proiecte cu impact pentru protejarea identității a românilor, care vin din România, este de exemplu editarea și tipărirea atlasului lingvistic al dialectului a român, volumul 1, făcut de Nicolae Saramandu, la editura Academiei Române, și realizarea unei vaste anchete privind situația identității a românilor, despre asta este vorba, din Albania. Este un proiect care a fost propus de altfel de Societatea Culturală Macedono-Română. În 2013, eu foarte multe lucruri le continui pentru că mi se pare absurd să oprim ceva ce e bun, tot ce e bun trebuie continuat. Faptul că am venit eu și sunt altul nu are niciun impact asupra continuității lucrurilor bune. Deci DRP-ul a sprijinit reeditarea dicționarului dialectului a-român, o lucrare de referință, de altfel, nu numai pentru noi, care a fost realizată de Tache Papahagi. Deci, pe lângă aceste lucruri, pe lângă sprijinul specific adresat fiecărei comunități, megle românii, a-românii, istro-românii primesc de la noi, în permanență, cărți, manuale, pentru că nu e suficient să le întreținem limba română. Trebuie să și învețe lucruri despre istoria noastră, deci a lor, despre geografia noastră, deci a lor, și așa mai departe. Și tabăra ARC, de exemplu, a cărei deschidere am fost nu demult, de la Sulina, este iarăși o acțiune proprie a DRP-ului, finanțată de noi, prin care toți acești tineri din toate aceste teritorii istorice se întâlnesc la Sulina, într-o tabără, în care vorbesc toți aceeași limbă, toți sunt cetățeni ai țărilor respective, dar au această origine, au această istorie românească. Și am constatat cu bucurie cât de fericiți sunt acești copii, de altfel am cântat cu ei, am dansat, am făcut... Și pentru ei era un lucru foarte straniu, să vadă un ministru care se apucă și dansează și cântă cu ei, mie mi se pare normal. Adică de o profesie liberală. E adevărat, sigur că eu fiind actor mă ajută lucrul ăsta. Dar e important ca acești copii să se întâlnească între ei, la noi, și să poată comunica între ei. Pentru că acești copii se vor întoarce la ei în țară și vor vorbi, eu văd doar pe Facebook toate mesajele pe care le primesc, vor vorbi despre ceea ce s-a întâmplat în tabăra ARC de la Sulina, tabără finanțată de către DRP. Iarăși este o continuitate. Și alți copii și alți părinți vor auzi și vor înțelege cât de important este să încurajeze din celula familială din interior, învățarea limbii române și continuitatea limbii române și a istoriei și a acestei identități românești. Până la urmă, asta e important. O situație specială o reprezintă românii de pe Valea Timocului. Da. Pe de o parte avem reprezentanții ai comunităților românești care spun că Serbia duce, citez aici, o politică de asimilare agresivă în ceea ce îi privește. Și aici e o nuanță, o să vorbim. Da, pe de altă parte avem autoritățile sârbe care spun că dimpotrivă există școli în limba română, televiziuni. Care e până la urmă situația reală? Cine are dreptate? Un pic fiecare. Dreptatea lui Solomon. De ce? Concret, că am zis că eu sunt concret. Nu autoritățile sârbe centrale încearcă să împiedice cursurile de limba română sau școlile în limba română. Nu, dimpotrivă. Schimbarea politică care a avut loc în Serbia foarte recent, demonstrează contrariul. Demonstrează preocuparea statului sârb pentru minoritatea românească. Una la mână. Și care s-a văzut prin efecte concrete. Problema este autorități, unor elemente, a unor persoane din cadrul autorităților locale, la nivel de primării, la nivel de consilii județene, cum ar fi la noi, care, sigur că ei spun, noi nu împiedicăm limba română, dar metoda prin care această limbă română poate fi practicată îi împiedică pe copii să o facă de foarte multe ori. De ce? Atunci când, două exemple,
Atunci când li se propune copiilor, părinților respectiv, să aleagă între cursurile de limba română, de după școală, și cursuri de informatică. E total necinstit și nu e deloc fair play. Evident că, pentru că trăim într-o epocă a informaticii, în această opțiune vor alege opțiunea informatică. Al doilea exemplu, cursurile de limba română organizate în aceste școli din Valea Timocului, nu peste tot, dar în multe locuri de altfel, sunt puse la un interval de timp foarte lung după terminarea școlii. Acești copii, deci, au două soluții. Să rămână acolo ore în șir, însă nimeni nu poate să se ocupe de ei, pentru că nu e prevăzut așa ceva, sau să se întoarcă în satele de unde vin. Dacă vor reveni pentru cursul de limba română, ceea ce e deja complicat, pentru că trebuie să aibă transport, autocare, autocarele publice, nu autocare ale unei societăți anume. Dar chiar dacă ar avea cu ce să vină, nu ar mai avea cu ce să se întoarcă în satele lor. Deci, iată, prin aceste șicane, anumite persoane din cadrul autorităților locale împiedică practicarea limbii române. Noi suntem foarte atenți și intervențiile noastre au fost foarte clare și foarte directe la nivel central și eu sunt convins că lucrurile se vor ameliora. De altfel, am spus întotdeauna, nu trebuie să ne temem de ceea ce suntem. Da, suntem un stat care se numește România, un stat puternic. Suntem, de altfel, până la urmă, cel mai singurul autorizat ca stat în acest teritoriu să apere și să protejeze latinitatea. Din motive simple de înțeles. Deci avem toate drepturile și obligația să susținem această continuitate și această latinitate a românilor oriunde s-ar afla. Serbia bate la poarta Europei. România susține, evident, aderarea Serbiei. De altfel, acele convenții care au fost semnate, au fost semnate și în acest sens. Pentru ca România să susțină și pentru ca Serbia să se integreze în regulile acestei mari familii europene, care se construiește greu, dar se construiește. La porțile Europei sunt foarte multe lacăte. Pe fiecare lacăt e numele unei țări. Pe unul din lacăte scrie România. Dacă toate lacătele se deschid și lacătul pe care scrie România rămâne închis, cine vrea să intre în comunitatea europeană nu va putea. Deci trebuie să acceptăm, repet, că avem cu toții aceleași obligații și aceleași drepturi. Iar noi românii suntem, România este exemplul cu E majusculă al protecției minorităților din lume. Nu există nicăieri în lume asemenea beneficii pentru minoritățile altor țări, cum sunt în România. Ei bine, noi nu cerem decât exact același lucru. Ca minoritatea românească din alte țări să beneficieze exact de drepturile pe care le are minoritatea maghiară, sârbă, bulgară sau orice ar fi în România. E foarte simplu. Înțeleg. Și o ultimă chestiune. În noiembrie avem alegeri prezidențiale. Peste 2 ani avem scrutin parlamentar. A existat la un moment dat un proiect de lege privind votul prin corespondență. Vedeți fezabilă o asemenea inițiativă? Și dacă da, când ar putea fi? Asta e genul de întrebare curs, așa? Când ar putea fi? E ca exact ce ne promiteți. Nimeni nu poate să spună când. Și aș spune vorbe. E un proiect mai vechi, care la nivel de Ministerul al Afacerilor Externe e deja pe masa discuțiilor. S-au făcut demersuri și la nivel european pentru aceasta. Sigur că problema votului prin corespondență este extrem de complexă dacă ne referim doar la partea tehnică. Sunt foarte multe sisteme care trebuie coroborate și coordonate, centralizate, pentru ca acest lucru să poată să se facă și să poată fi verificat. Pentru că problema este adevărul. Problema este cum avem certitudinea că cel care votează prin corespondență are calitatea să o facă. E un element. Dar care ține mult mai mult de partea tehnică decât de partea ideologică. Din punct de vedere politic, la nivel politic, discuția este deschisă și se analizează. Sigur că pentru aceste alegeri din noiembrie nu se poate pentru că așa este legea. Europa precizează foarte clar, orice fel de modificare al sistemului de vot nu poate fi făcută la mai puțin de 6 luni de data alegerilor. Dar tehnologia necesară și punerea de acord a tuturor structurilor care
coroborează acest lucru, e complexă și foarte complicată. Necesită bani, necesită resurse umane foarte mari, dar, da, subiectul este de actualitate, este pe masa discuțiilor la MAE și la nivel politic și eu spuneam, sunt adeptul jumătății pline a paharului. Sunt convins că lucrul acesta se va întâmpla, sper, cât mai curând. Dar ceea ce e foarte limpede este că nu e un proiect abandonat și nu e doar o vorbă aruncată în vânt. Da, și ar fi foarte bine, pentru că, într-adevăr, a vota este... Eu sigur că pot fi contrazis și negat în ceea ce spun, dar eu consider că e o obligație. Sunt oameni care și-au pierdut viața ca noi să putem să avem dreptul la vot. În România și în foarte multe alte țări. Bun. Dacă nu spunem că este o obligație, este o datorie a noastră, a cetățeanului, a cetățenilor, să mergem la vot. Nu pentru cine votăm contează, ci să mergem să votăm în deplină conștiință proprie și în deplină cunoștință a situației și să o facem pentru că, da, e o datorie a noastră. Trebuie să ne exprimăm această libertate. Am spus întotdeauna, cei care... nu se duc la vot, cei care îndeamnă oamenii să nu se ducă la vot, fac o mare greșeală. Iar atunci când nu te duci la vot și pentru X motive, nu contează motivele, după care ești revoltat și critici ceea ce a fost ales, îmi pare foarte rău, dar nu mai ai dreptul să scoți niciun cuvânt. Dacă aveai ceva de spus, acolo trebuia să o spui, în fața urnei, unde puneai o linie pe un nume și înconjoai alt nume sau ștampila pe un nume și așa mai departe. Acest lucru este important. Dacă nu votezi, e problema ta. Dar n-ai niciun drept să vorbești, să critici. Pentru că democrația are această valență esențială și anume vocea poporului contează. De aceea când premierul a spus pentru mine, eu încă nu eram în guvern pe vremea aceea. Și am spus-o și de atunci. Adică nu e o teorie pe care o spun acum pentru că fac parte din acest guvern. Și a spus foarte clar. Trebuie ca de aici încolo interesul național să primeze. Nu interesul de partid, nu interesul individual. Individul trebuie să treacă în spatele interesului național. Și iată că schimbările pe care le face, la nivel de guvern, atitudinea pe care o are, ceea ce spune și ceea ce facem noi ca guvern, merge în acest sens. Vorbim despre o mare schimbare și, într-adevăr, e o mare schimbare. Sigur că lucrurile, oamenii ar vrea să le vadă acum și să fie evident în buzunarul lor, în viața lor. E foarte greu, dar... Hai să fim realiști, să vedem ce se întâmplă, ce se schimbă. Și se schimbă multe lucruri. Hai să vedem cum evoluăm economic. Hai să vedem cum evoluăm chiar din punct de vedere politic. Despre asta este vorba. Trebuie să avem încredere în oamenii care vor să schimbe lucrurile și care chiar o fac, nu doar o spun. Că așa vorbe, au spus mulți. Vă mulțumesc foarte mult. Cu mare plăcere. Mergeți la vot.